Ne spuneți câteva cuvinte despre această seară și ce reprezintă? Da, e o seară importantă pentru mine. Văd că s-a adunat deja foarte, foarte mult public, mai mult decât în orașe mari precum Pitești, Iași, Timișoara sau Brașov. Îmi lansez cel mai recent roman al meu, Geyser, care face parte din trilogia Ofițerii și Talentații. Practic, fără să mă lau, trebuie să spun treaba asta, că este una dintre cele mai bune cărți ale anului 2012, face parte din chestia pe care eu am inventat-o, se cheamă literatură perversificată, literatură de cuțit, este un concept literar pe care eu l-am inventat. Temele principale ale romanului ar fi homosexualitatea, securitatea și masoneria. Practic, este principalul roman de tranziție care s-a scris în România după 90, nici nu avea cum să fie altfel. Lansarea face parte din turneul de promovare care a început acum o lună zile, m-am mișcat foarte repede și iată că am ajuns și la malul mării. Am foarte multe așteptări de la această carte, sper să o ecranizez, pentru că este o carte scrisă în tehnica flash-ului, practic ca și cum ai zapa la TV. E o carte scrisă la patru mâini, în patru stiluri diferite, care până acum a avut foarte, foarte multe ecouri pozitive și s-a bucurat de cronici bune. Câteva cuvinte ce să vă spun despre mine, așa, sunt cel mai tânăr membru al Uniunii Scriitorilor din filiala Craiova, anul ăsta am intrat, sunt puțin, eu știu, adică am mișcat câteva controverse la Pitești, am fost sabotat și multe alte locuri. Publicii sau lumea literară veche nu agrează tipul ăsta de literatură, ei consideră că totul trebuie să fie frumos sau după anumite rigori. Probabil că i-am atins cu temele pe care le abordez, faptul că vorbesc despre securiști, că lumea știe că tot ce mișcă în țara asta este la discreția securității și asta este până la urmă, asta e lumea în care trăim, inclusiv literatura, 99% din scriitori practic sunt canalizați spre anumite chestii fără să-și dea seama. Cum regăsiți publicul din Mangalia? Este un public foarte, foarte interesant. Deja văd aici, eu știu, aproape 40 și ceva de oameni sali, ceea ce pentru un oraș de mărimea Mangalii este uluitor. Vă dați seama, de exemplu, la Timișoara, în sală, aveam 15 oameni, dintre care doi jucau table, așa că vă dați seama, este foarte bine. Sau la Brașov, chiar dacă am făcut la 20 de metri de Piața Sfatului, nu a venit lumea, probabil, nu știu, nu a fost atrasă de tipul ăsta de literatură, ei consideră altceva, deși Brașov este un oraș mare. Chiar marți am fost la Brașov. Organizarea este impecabilă, vă dați seama că nu o să aduc acum mulțumiri, dar vedeți și dumneavoastră și o să fie un recital de excepție al maestrului Ion Crețeanu, pentru că noi suntem împreună, dumnealui, cu muzica țărănească, muzica din vatra satului, deci nu muzica, nu folclorul pe care le vedeți la televizor, muzica furajeră, cum o denumesc eu, muzică din vatra satului culoasă melodie cu melodie de peste 35 de ani și eu vin la polul opus cu literatura de cuțit, literatura perversificată și este practic un atelaj heterogen, dar care prinde și până acum publicul ne-a iubit, am avut comenzi foarte multe și cartea are căutare, dar mai mult în mediul online, nu la lansări. Următoarea locație? Următoarea locație o să fie pe 24 la Cluj, chiar în complexul Poștei, o să fie într-o sală de dans, chiar o să fie ultima lansare din acest an, pentru că nu mai pot deja. S-au făcut 8 și în decurs de o lună și ceva este epuizat și o să continuăm în 2013, pentru că astea vin sărbătorile și e prea de moarte pentru cărți, plus că ne încurcă și campania electorală. Toată lumea vorbește despre politică, pe Facebook nu poți să faci promovare de politicieni, au apărut tot felul de grupuri, bloguri, fiecare vrea să se promoveze și este foarte, foarte, foarte greu. Bun venit, prietenului meu feiducist, că pe Facebook ne-am cunoscut, ziaristul și scriitorul Liviu Langlet. Mulțumesc că ați răspuns printr-un feedback pozitiv invitației lansate de Asociația La Jeunesse, a cărui fondator și președinte sunt.
N-am să vă răpesc mult timp, vreau să schițez în două vorbe ce reprezintă Asociația La Jeunesse și de ce am înființat-o. Este o asociație non-guvernamentală, non-profit, recent apărută în peisajul magazian, mai bine zis din anul 2011. Am fondat această asociație pentru că m-am săturat de non-cultură și non-valoare. Cred că și voi sunteți în asentimentul meu și mulți alții. Și pentru că vreau să ajut acești tineri talentați, creativi, care sunt bulversați și dezorientați din lipsă de repere și de modele. Scopul asociației este descoperirea, promovarea și ajutorarea acestor tineri care au ceva de spus și de exprimat prin poezie, proză, desen, artă fotografică, artă cinematografică, scenografie, dans, sport și alte domenii culturale. Și se adresează și persoanelor cu spirit tânăr, recte maestrul Ion Crețeanu, și ca dânsul sunt foarte mulți. Aici aș aminti pe domnul Gheorghe Zamfir, pe care îl iubesc, pe maestrul Gheorghe Zamfir, care a acceptat cu drag să fie președintele de onoare al Asociației La Jeunesse. Fiind foarte încântat că cineva s-a gândit la promovarea tinerilor. Deci se adresează și acestor persoane. Vreau să dau un vot de blam negativ presei, media în general, pentru că promovează non-cultura și non-valoarea, pentru că pe primele pagini și pe ecranul TV apar persoane non-name care culmeau și dau rețete de succes. Deci, împotriva acestor lucruri, eu m-am revoltat și am hotărât să înființez această asociație. Maestrul Ion Crețeanu este un rapsod autentic. Este de profesie tehnocrat, este inginer, profesează, are o afacere proprie. De la 9 ani cântă și a cules folclor autentic, mergând prin satele din țară. A publicat în revista școlii ceea ce a cules, a cântat pe scene, deci ceea ce a văzut rea. A făcut clasa de matematică, a fost olimpic la română, și acest lucru m-a ajutat să înțeleagă mai bine deci ceea ce am cules. A cântat pe scenele din afara țării. Este un prieten al manganierilor, pentru că anul trecut, eu n-am știut, dânsul a fost la festivalul Calatis, care știți că s-a făcut în două bucăți, din motive politice, s-a făcut un festival Calatis pentru diaspora, iar dânsul a cântat alături de Fenicia Filip la Coloseu. Sperăm că anul acesta să-l avem aici, chiar în cetatea noastră, în cetatea Calatis. Am vizitat astăzi orașul, i-a plăcut foarte mult, a fost la hotelul Prezident, i-a plăcut foarte mult cum a fost conservat situl arheologic, i-a plăcut în general orașul, îi place marea, deci dat cu o mână de apă pe față, spunând mă binecuvântez cu apa de la mare, este o persoană naspiritualizată, un om care promovează, cum a spus, valorile adevărate. Mi-a spus că a găsit, cântând în afara țării, în diaspora, foarte multe lucrări care la noi nu s-au mai păstrat și mi-a amintit dânsul aici de Miorița, de Meșterul Manole, de jebucăți care la noi au dispărut incisiv, dar le-a găsit foarte bine conservate în diaspora. A cântat în Chișinău, Valencia, Viena, Budapesta, deci mă rog, în Roma, în Teheran, deci nu are rost să amintim.
și mă bucur că este invitatul nostru, deci în acest dubușor micuț, lansările de carte, deci au fost făcute numai în orașele mari. Când am vorbit cu Liviu pe Facebook, i-am zis ce am fi, am zis pe când o lansare la Macaria. A fost foarte receptiv, am vorbit cu maestru și am zis de ce nu, să încercăm și la Macaria. Și sper că nu va fi dezamăgit. Despre Liviu câteva cuvinte. Deci, așa mi cât îl cunosc, este un tânăr la 28 de ani, a intrat în peisajul literar de 5 ani, a scris 5 cărți și 3 romane. Ultimul roman, Ofițerii și Talentații, primul volum, Geyser. Nu știam ce înseamnă geyser, deci înseamnă limbajul stradal, în argou, homosexual, da? Deci l-am știut, că l-am și întrebat ce reprezintă termenul de geyser. Este un tânăr care știe ce vrea, îi place să scrie, o face cu multă plăcere. Nu are mari comori, deci comori bănești. Mi-a spus că vreau să scriu, doar atât. Îmi place ce fac și vreau să scriu. Limbajul folosit de Liviu este un limbaj extrem de dur, dar este limbajul stradal, limbajul care se folosește din nefericire în România zilelor noastre. Și acest limbaj, cum este folosit chiar în medii sociale cu un statut special. Liviu are o emisiune Verba Volent, la Craiova, deci este un show cultural, este cea mai urmărită emisiune de cultură, fiind singura de altfel din orașul Craiova. Deci mai multe ne va spune Liviu, deci despre ceea ce face el, ceea ce i s-a întâmplat, deci cert el că el umblă și ia contact cu oamenii simpli, cu cocalarii, cu cei din modeli, cu cele din mediul de prostituție, cu lege, află, așterne, pune pe hârtie. Dar eu zic că el a avut curaj când a scris aceste lucruri, vorba cuiva, curaj sau nebunie, da? Când a abordat această tematică, care este de actualitate, da? Toți ne întrebăm ce este în spatele masoneriei, ce știe și cum e cu securitatea, de ce sunt homosexual și de ce ei au devenit dominanți și vor să ne conducă. Deci toți ne-am întrebat puțin și au exprimat aceste lucruri. Este un scriitor controversat, dar este cel mai citit și cel mai bine vândut în ziua de astăzi. Are 28 de ani, membru al Uniunii Scriitorilor din 2012, membru deputat. Eu urez succes și am înțeles că se va lansa unul și cel de-al doilea volum din Ofițerii și Talentații. Da, mai e un lucru, dar... Da. Ai foaie verde, le-am o foaie de clopă, o te n-aș duc peste oltă. Tenatul peste olt, mi-te-a făcut măta multă, când pusă-și piciorul în portă, când prisă-și ardealul tot, ardealul și Bucovina, unde a murit toată lumea, fetelor cu pavajura. Fetelor cu pavajura, nu la toate, doar la una, mândra mea dintotdeauna, mândra cu ochii ca mura, ce-mi făcea din deal cu mâna. Ai, lui, 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 dorule, lui, 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 și iară lui, dar de mândra ce mai spun. Ai, foaie verde, le-am o spic de grâu, când o luai înspre Sibiu. Nu luai înspre Sibiu, credeam că n-o să mai viu. O luai pe mureș și jos, printre multicești în coșii negri și întunecoși.
venea trenușul e Venea trenușul e rând, militarii tot plângând și din gură blestemând. Trenul e mașină grea, potolește viteza, nu mă duce așa cu foc, că eu nu mă mai întorc. Ai, lui, lui, lui și iară lui, 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 lui și iară lui, dar de mama ce mai spun? Ai, foaie verde, le-a luat trei granate, trenule cu roate late. Trenule cu roate late, nu mă-n străina de parte, că n-are cine să mă cate. Tata e bătrânul poate, surorile sunt miștoate. Am două mai mititele, după mine ele, firea năibii trenule. Firea năibii trenule, muriți armătoarele. Firai să fii blestemat, ce vii așa încărcat, cu ostași și tuluri grele, cu puști și mitraliere, și că ai murs cu coama creață, mi-ai mâncat cinci ani din viață. Ai, lui, 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 dorule, lui, 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 lui și iară lui, dar de mândra ce mai spun? Ai, lui, 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 dorule lui, 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 lui și iară lui, dar de mândra ce mai
O ai verde ia să mie, Gheorghe, Gheorghe. O ai verde ia să mie, Gheorghe, Gheorghe. M-a trimis mama la mie să iau struguri și o butuie, să iau struguri și o butuie, măi, Gheorghiță, măi. Asta e o carte pe care
nu știu, pe care puteți da dușmani. Dacă aveți un dușman, vreți să faceți un cadou, puteți da cadou cartea asta. Cu siguranță că îi va... Să se cultive. Trei mari teme, eu știu, să realizez în această carte. Masoneria, masoneria adevărată, nu grupul de afaceri, nu... Masoneria adevărată, de la mama ei care reprezintă orașele mari, eu știu, Bucureștiul, Brașovul și cel mai pregnant, cea mai grandă masonerie se găsește în Arad. Paradoxal, acolo sunt cei mai potenți masoneri ai României, un templu maestos. Dacă dați un search pe Google, o să vedeți că au putea chiar să se vede din satelit în orașul. Este un oraș evreiesc, un nume evreiesc. Bun. A doua temă este securitate. Eu aici vă descriu tot ceea ce înseamnă securitate, inclusiv un curs de securitate din 92 de la Mugureanu. Cum face sex securistul, ce mănâncă, cum este la casă, cum se comportă, cum este văzut în societate. Poate, văd aici aproape că, domnule, se gândesc că domnule securistul este un cavaler de fundă, nici necum. Este un care știe prea puțină carte, este un foarte bun executat. Cum este primele lucruri? Adică nu este cel mai frumos, nu este cel mai agil, nu este cel mai, eu știu, cel mai stup, dar este de nota 8 peste tot. Și se poate fi încadrat în sistem. Adică nu prezintă risc. Asta e principala chestie. Și a treia temă, homosexualitate. Un subiect prea puțin abordat. Și eu acum cu ăsta o să și încep. Cum scrie despre homosexual fără să fie homosexual? Cum asta e verificat. Este foarte greu. Ca să descrii o scenă de sex, trebuie să calculezi într-o carte inclusiv mărimea, să spun, mărimea penisului, la penetrare. Deci este foarte, foarte greu. A reda o onomatopee, ca să dau o oră, să spun A-O, să înțelegeți, am stat două zile ca să redau sunetul de la Nokia, la telefon. O să regăsiți în onomatopee, o să regăsiți în carte. Hai să vă descriu așa o scenă sexuală între un securist și informatorul lui, eu știu, colaborator. Să vă dau așa câteva chestii. Nu să vă rețin, poate pe unii vă plictisesc, poate pe unii vă amintesc, dar asta e literatura. Dacă deschizi televizorul, o să vedeți tot felul de chestii violente. Că tot vorbeam de masonerie, nu știu dacă vă uitați la Flintstones, la Fleci Barney, ei aveau întâlniri masonice, pe vremea aia, Water Buffalo se chemau. Deci inclusiv în Fleci Barney, în The Flintstones, găsiți întâlniri masonice, adică sunt mesaje subliminale care se prezintă la TV fără să vă dați seama, eu știu, o podea în caroguri, tot felul de chestii. Dacă vedeți, de exemplu, fiecare videoclip a trupei Mother Talking, acolo oamenii, cei doi sunt masoni, se știe treaba asta și vedeți tot un fel de simbol. Sau ei sunt obese, care tot așa, e o trupă masonică, dacă știi trupa suedeză. O să vedeți tot felul de chestii. Nu e nimic rău în asta, dar trebuie de realitate. Bun. Haideți să vă citesc câteva lucruri și după aceea v-ați cunoaște că am văzut este un fel excepțional, un artist foarte, foarte bun, de care eu sunt mândru, amice, plece cu mine, fără nicio pretenție financiară, fără nimic, doar pentru că, doar pentru valoarea cărții. Simte ceva în mine și asta este. Bun, să vă citesc. S-a terminat brusc. Brusc, dar s-a terminat bine, cu ejaculare epuizantă. Camera crapă de păcate. O vidră un pic amețit de plăcere. Mă doare capul de la pernă, parcă am dat pe legimea. Maica Domnului din icoana cu autovolanta ori, pare să se fi schimonosit cu pisă de chincile genelor bărbătești. Mirosul din cameră este tot negrășos de parcă ar fi las unit două pensule cu păr de om. Aurică își mângâie cu un bil din cristal, îl pășește cu arătorul și mijlociul. Îi se pare urât. Simte că ceva s-a schimbat. Spatele lui e rece și fin ca un costum de scafandă. Îi mângâie doar partea de îndeleză. Ferește aruna cea mare, la fel cum orice vegetarian din jurul, mușcă cu precisie de stomatolog din fiecare parte din intervenirea unui mâr. Nici mătața lui Ovidiu nu mai e la fel. E mai mărântă, lipicioasă și se ia de palme. I-am spus să se spere că s-ar mânde o zică și acolo îl românesc la chin. Eu mai folosesc că se pun de 3 ani, și am pornesc din capul în picioare. Nu e vina lui că e și pe divers. S-a întrebat cu noroși. Crește grădiniță chinuit de geabia și obsigur somn în același patru foarte somn. Un băiat forțat cu el în cadă, că apa caldă e scumpă și cu ceva de la 4 zile. Tachinări cu aia mai mică, șocul aparții primor fie cu bine și cu oameni militare, prioritatea excesivă. Nevoia să apuci ceva după băutură. Atingi de apă, e acolo,
lui, unul are nevoie să porască, altul să spui pe pinte păstucă sau prin colțul cui. Unii vine să pucă așa în rostie, de parcă ar fi o șlambire umană. Cu vârsta toți bărbații devin un pic homosexuali. El e un pic mai mult. Homosexualii vorbește mai frumos pe Dumnezeu. Îl laudă în cur și în cap. Au toate motivele să facă pentru că Dumnezeu e ca plăcere. Cam asta până acum am văzut că v-am prins, așa că o să mă vezi decât două până după ce o să mă întâlnesc cu Marica Ion Grețean, o să revin cu ceva despre securitate. Vă mulțumesc! Vreau să salut prezența domnului consilier de la Primăria Mangalia, care a venit în numele domnului primar și ne cerem scuze, domnul primar își cere scuze, dar din motive obiective nu a putut să participe la acest obiective ceremoniale. Este ziua dânsului și a plecat să se relaxeze la Mangalia. De când am intrat eu în primărie, pe 6 iulie, iulie, august, septembrie, octombrie, 4 luni, am participat la lansarea 12 cărți. Ori 12 cărți în 4 luni la o populație de 40.000, dacă facem proporțional un oraș ca Iașiul, la 400.000, nu știu dacă lansează 120 de cărți în 4 luni. Da. Proporțional, Mangalia nu este un oraș de provincie, nici. Thank you.